Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta. Sunt Cristina Soare și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de plus 49,5 grade în Iran, iar cea minimă de minus 74,5 grade în Antarctica. În următoarele minute vă spunem ce s-a întâmplat cu sonda spațială chineză Chang'e 6, care a explorat partea nevăzută a Lunii. Avem rubrica săptămânală cu recomandări de conducere defensivă și, bineînțeles, vă spun cum va fi vremea. Islandezii au răcit cu apă fluxul de lavă al unui vulcan. Este pentru prima dată când se repetă această procedură după mai bine de 50 de ani. Erupția în desfășurare din peninsula Reykjanes, în sud-vestul Islandei, aflată la 19-a zi, nu pune în pericol infrastructura sau viața locuitorilor. Cu toate acestea, fluxul de lavă a amenințat că va trece peste un zid de apărare, în apropierea unei centrale și a atracției turistice Blue Lagoon. Timp de câteva ore, pe fluxul de lavă a fost pompată apă pentru a o răci. Ofițerul de presă al Serviciului de Apărare Civilă islandez a declarat că acesta a fost un experiment. O decizie va fi luată ulterior cu privire la utilizarea în viitor a tehnicii de răcire cu apă. Aceasta a mai fost încercată în anul 1973, când un vulcan considerat de mult timp latent a erupt în insulele Vestman. Pe măsură ce lava amenința că va acoperi portul orașului din apropiere, localnicii au creat o rețea complexă de țevi și pompe pentru a pulveriza apă de mare direct pe lavă, în încercarea de a răci, încetini și redirecționa fluxul. Planul a funcționat, portul a fost salvat cu ajutorul a peste 6 milioane de tone de apă de mare. Australia trebuie să instituie măsuri urgente pentru protejarea Marii Bariere de Corali, mai ales prin adoptarea unor obiective climatice mai ambițioase, a avertizat UNESCO. Cel mai mare ecosistem coralier din lume este în continuare grav amenințat și măsurile urgente și susținute reprezintă cea mai mare prioritate, a indicat instituția într-un raport menționând problema albirii coralilor. UNESCO a solicitat Australiei să trimită, la începutul lui 2025, o dare de seamă actualizată a eforturilor de protejare și conservare a coralilor, fără a recomanda totuși plasarea ecosistemului pe lista patrimoniului mondial în pericol. Solicitarea acestei agenții specializate a ONU a fost salutată de ministrul australian al mediului, Tania Plibersek. Este o mare victorie pentru Queensland, o mare victorie pentru miile de persoane care depind de recif pentru munca lor. Este o mare victorie pentru toate plantele și toate animalele care trăiesc aici, a declarat ea într-un comunicat. Asociațiile pentru apărarea mediului consideră însă că decizia UNESCO ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă. UNESCO a solicitat Australiei să fixeze obiective climatice mai ambițioase și ne-a oferit o dată limită, februarie 2025, pentru a trimite un raport despre progresele realizate, a amintit David Ritter, director general Greenpeace pentru Australia Pacific, precizând că timpul se scurge. Marea Barieră de Corali, situată în nord-estul Australiei, se confruntă, sub efectul încălzirii climei, cu cel mai grav episod de albire observat vreodată, iar ca atare, 73% dintre recifele sale sunt în pericol, a anunțat în aprilie Autoritatea Parcului Marin al Marii Bariere, aflată în subordinea Guvernului Federal Australian. Acest nou episod, cauzat de creșterea temperaturii marine, este cel de-al cincilea din ultimii 8 ani. Albirea coralilor este un fenomen de devitalizare care determină expulzarea algelor simbiotice, responsabile pentru culorile vii ale coralilor. Dacă temperaturile ridicate persistă, coralii se albesc și mor. Sonda spațială Chang'e 6, cu primele eșantioane aduse vreodată pe Terra de pe fața nevăzută a Lunii, a revenit cu bine, marcând succesul complet al acestei misiuni, a anunțat Agenția Spațială Chineză. Datorită complexității sale tehnice, mai ales în ceea ce privește comunicațiile, aceasta a fost una dintre cele mai ambițioase misiuni realizate vreodată de China în spațiu. Modulul de întoarcere al sondei Chang'e 6 a aterizat într-o zonă deșertică din provincia Mongolia Interioară, din nordul Chinei, și totul funcționează normal, a transmis într-un comunicat Agenția Spațială Chineză CNSA. Această aterizare marchează succesul complet al misiunii și prima aducere pe Terra a unor eșantioane prelevate de pe fața nevăzută a Lunii, a adăugat agenția. Capsula chineză a efectuat o coborâre lentă cu ajutorul unei parașute alb-roșii înainte să atingă solul și ca un drapel chinez să fie înfipt alături de ea, potrivit imaginilor transmise de televiziunea de stat chineză. Fața nevăzută a Lunii este o regiune rareori explorată. Ea a fost denumită astfel pentru că este invizibilă de pe Terra. Regiunea este însă foarte promițătoare pentru cercetările științifice, întrucât caracteristicile reliefului său accidentat au fost mai puțin netezite de fluxurile de lavă străvechi decât cele de pe fața vizibilă a Lunii.
Eșantioanele prelevate de sonda Chang'e 6, mostre de scoarță și roci, ar putea să îi ajute pe oamenii de știință să afle mai multe informații despre formarea și istoria satelitului natural al Pământului. Sonda chineză a fost lansată pe 3 mai de la centrul spațial Wenchang, situat pe insula tropicală Hainan din sudul Chinei. După aproximativ o lună, ea a asolizat în imensul bazin Aitken de lângă polul sudic lunar, unul dintre cele mai mari cratere de impact cunoscute din sistemul solar, situat pe fața nevăzută a lunii. Sonda chineză a utilizat un instrument de foraj și un braț robotizat pentru a preleva eșantioanele. Ea a realizat și fotografii cu scoarța lunară și a înfipt un drapel chinez în solul gri de pe fața ascunsă a lunii. Pe 4 iunie, sonda a efectuat prima lansare reușită din istorie de pe fața nevăzută a lunii, înainte de a plasa eșantioanele recoltate în interiorul unui modul aflat pe o orbită lunară. Agenția de presă China 9 a afirmat că această reușită reprezintă o realizare inedită în istoria explorării lunare. Operațiunea a fost într-adevăr extrem de tehnică și de delicată. Misiunea a necesitat folosirea unui satelit de releu chinezesc pentru ca semnalele sistemelor de comunicații să poată fi transmise de pe Terra până pe fața nevăzută a lunii, precum și în sens invers. Guvernul danez a încheiat un acord tripartit ecologic istoric, care înseamnă o transformare a industriei agricole și alimentare din Danemarca. Astfel, va deveni prima țară din lume care va impozita emisiile provenite de la animale. Principalele puncte ale acordului includ, printre altele, reducere ale emisiilor de gaze cu efect de seră de 1,8 milioane de tone de dioxid de carbon în 2030 și un potențial de până la 2,6 milioane de tone, o taxă pe emisiile provenite de la animale. Taxa de 40 de euro pe tona de dioxid de carbon va fi introdusă în 2030, crescând la 100 de euro pe tonă în 2035, cu o deducere minimă de 60%. Taxa efectivă se va ridica astfel la 16 euro pe tonă în 2030, crescând la 40 de euro pe tonă în 2035. Înființarea fondului pentru zone verzi din Danemarca, care va include activități în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro și împădurirea a 250.000 de hectare. A sosit momentul să vă spun cum va fi vremea în țara noastră în următoarele zile. Iată că până mâine dimineață meteorologii ne atrag atenția că în vestul și în sud-vestul țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuate. Vorbim despre averse, tunete, fulgere, vânt ce poate lua aspect de vijelie și căderi de grindină. Într-un timp scurt, codul galben anunță cantități importante de apă local, 25-35 de litri pe metru pătrat și izolat până la 50 de litri pe metru pătrat. Așadar, în această noapte vom avea parte de furtuni în partea vestică și în cea sud-vestică, în timp ce în restul țării cerul va fi variabil. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade Celsius. Mâine vremea va fi călduroasă în regiunile sudice, estice și în cele centrale. Atmosfera se anunță însorită, însă va fi întreruptă de nori și instabilitate în Banat, Crișana, Maramureș, local în Oltenia și în Transilvania și cu totul izolat în rest. Vor fi ploi zgomotoase de vară, însoțite de un vânt mai intens și căderi de grindină. Într-un interval scurt de timp se pot strânge cantități importante de apă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade. În București, în această noapte, singurul fenomen notabil va fi vântul, iar spre dimineață în termometre vom avea 20 de grade. Atât mâine cât și poimâine, vremea va fi călduroasă, 34, posibil 35 de grade poimâine. Presiunea atmosferică are o valoare de 756 mm coloană de mercur, iar pe parcursul zilei de mâine, vântul va continua să se intensifice și să răcorească atmosfera. La munte, mâine vreme destul de neplăcută, pentru că mai ales în zona Carpaților Occidentali vor fi ploi zgomotoase de vară, averse însoțite de fenomene electrice vor apărea și în restul zonei montane, dar pe suprafețe mai mici. Cea mai mică valoare va fi în Ceahlă, 18 grade, iar cea mai ridicată 26 de grade în Predeal și în Poiana Brașov. La malul mării, vreme bună, vreme de plajă, în aer vor fi până la 27 de grade, apa mării va avea în jur de 23 de grade Celsius. La nivelul întregii țări, ziua de poimine aduce în continuare vreme călduroasă, posibil caniculară în regiunile sudice, asta înseamnă că maximele vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius. După amiaza și seara, din nou vorbim despre ploi și instabilitate în vest, în nord-vest și prin centru. Ca în fiecare zi de miercuri, avem rubrica dedicată conducerii defensive. Astăzi, colegul meu, Laurențiu Mandu, care este și trainer de specialitate, oferă câteva sfaturi pentru pietoni și siguranța în traversare. Thank you.
De multe ori, indiferent dacă avem sau nu permis de conducere, facem parte din traficul zilnic în calitate de pietoni, având atât drepturi cât și obligații. Nu aștepta ca ceilalți să te protejeze, fii tu cel care face asta. Când vrei să traversezi, chiar dacă o faci printr-un loc special amenajat pentru asta și chiar dacă ești cel ce are prioritate, asigură-te că faci acest lucru în siguranță. Poate nu ai fost văzut de ceilalți sau poate nu pot opri în timp util. Începe traversarea doar când ești convins că nu este niciun fel de pericol și când mașinile sunt oprite. Și fă lucrul ăsta într-un ritm alert. Toți ne grăbim, iar trecerea de pietoni este concepută pentru a traversa strada, nu pentru promenadă. Astăzi, cel mai cald în Europa a fost în Turcia, unde s-au înregistrat 43 de grade Celsius. Mâine, vremea va fi instabilă în mai multe zone din Europa. Pe parcursul zilei de mâine, în peninsula iberică, vremea se anunță frumoasă, dar vântoasă. La amiază, meteorologii anunță până la 33 de grade în Madrid. Ploi scurte de vară vor fi în Paris, 31 de grade, în timp ce în arhipelagul britanic se arată soarele. În țările sudice și în cele sud-estice găsim perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse, tunete, fulgere, vânt ce poate la aspect de vijelie și posibil căderi de grindină. Scade temperatura mult, mai ales în Atena. Mâine vor fi 26 de grade. În restul Europei, mai exact prin țările central-estice, prin cele nordice, mai apar ceva înorări ce vor lăsa ploi de scurtă durată. Vom avea 31 de grade, iată, în Berlin și în Varșovia. Am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi. Rămâneți în continuare pe TVR2. Noi ne revedem și mâine seara de la 7:10. Vedem imaginea zilei. Să aveți o seară minunată! Hai România!